Domnule președinte, colegi deputați, stimați cetățenii Republicii Moldova, pe parcursul campaniei electorale precedente, dar și anterior, fiecare din cei care stau aici în sală au avut ocazia să discute cu oameni în cadrul întâlnirilor. În cadrul acestor întâlniri, oamenii au enunțat diverse probleme, dat fiind faptul că erau din diferite sfere de activitate. Dar fiecare din ei au enunțat problema lipsei de dreptate în Republica Moldova. Toți ne-au solicitat să facem dreptate și să luptăm cu corupția. Oamenii simpli cred că nu există dreptate atunci când pentru neachitarea unei rate a unui credit oamenii sunt băgați pentru ani la pușcărie, iar cei care fură miliarde se plimbă liniștit în țară și în afară. Oamenii vor ca dosarele de rezonanță, precum furtul miliardului, Landromat, finanțări din sacoșă și din Bahamas, să finalizeze cu condamnări penale. Nu cu simple ridicări de imunitate în Parlament și eliberați la câteva ore după ce au fost reținuți. Mulți oameni simpli, dar și aleși locale, acuză Procuratura de pornirea și încetarea dosarelor politice la comandă. Oamenii condamnă inacțiunea procurorului în cazurile de convingere a deputaților de a pleca dintr-o fracțiune în alta pentru bani sau plimbându-i prin vii. Oamenii sunt nemulțumiți de activitatea procuraturii și, pe bună dreptate, pun întrebări. Dacă procurorul general este mulțumit de activitatea procuraturii, ce măsuri a întreprins pe parcursul acestor 2 ani de mandat și care sunt rezultatele? Câți procurori au fost eliberați din funcție în cazul acordării calificativului insuficient la 2 evaluări consecutive sau al ieșuării evaluării performanțelor? Care sunt performanțele pe dosarele de rezonanță și, în genere, procurorul general își îndeplinește atribuțiile de serviciu conform articolului 11 a legii procuraturii? Sau pur și simplu vine la serviciu ca să dea o mână caldă cu Slavic, să se convingă că la el tot e bine și să plece liniștit acasă? Și ce facem noi, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, care am fost delegați de oameni, să venim aici să schimbăm lucrurile, să luptăm cu corupția și să băgăm pe hoți la pușcărie și să transformăm procuratura într-o instituție cu adevărat funcțională? Răspunsul la aceste întrebări, precum și la altele, le vom găsi în textul proiectului de lege 181 pe care tocmai îl examinăm. Dar haideți mai întâi să vedem dacă putea ceva întreprinde procurorul general în acest sens. În primul rând, pentru a face ordine în procuratură, mai întâi trebuie să constați dacă procurorii corespund funcției. Și, știți bine, se aplică capitolul 2, secțiunea 5 a legii procuraturii. Evaluarea performanței procurorilor, unde este expres prevăzut care este procedura de constatare a corespunderii procurorilor cu funcțiile deținute. Într-al doilea rând, procuror general, conform articolului 531 al Codului de Procedură Penală, alineat 1 literă K, este procurorul ierarhic superior pentru toți procurorii din sistemul procuraturii. Respectiv, acesta dispune de un șir de instrumente de control asupra tuturor procurorilor și a dosarelor care se află în gestiunea lor. Prin urmare, procurorul general, atât în baza normelor enunțate mai sus, cât și în baza prevederilor articolului 11 din legea procuraturii, are suficiente pârghii să-și exercite atribuțiile. Dar, deși are tot instrumentariul juridic necesar la îndemână pentru a soluționa problemele enunțate de cetățeni, iată că societatea nu cunoaște despre rezultatele procuraturii. Acest lucru se datorează fie de faptul că rezultatele efectiv lipsesc, fie că noi nu cunoaștem despre ele, pentru că, conform legislației în vigoare, procurorul general nu poate fi evaluat sau sancționat. Noi credem că procurorul general, ca și toți procurorii, au venit în funcție ca să-și exercite atribuțiile, astfel încât să realizeze obiectivele pentru care a fost numit. Ca și în cazul restul procurorilor, în privința procurorului general, trebuie aplicată instituția evaluării și de sancționare acestuia, în dependență de gravitatea faptelor, prin aplicarea sancțiunii disciplinare sau dispunerea revocării din funcție. Nu putem lăsa hoții la libertate 7 ani de zile, doar din motivul că avem un procuror care nu corespunde funcției. În concluzie, deputații fracțiunii PAS au fost delegați în Parlamentul Republicii Moldova pentru a transforma instituția procuraturii într-una funcțională, de a lupta cu toate ilegalitățile posibile și nu de a se uita pasiv la tot ce se întâmplă și imputincioși la ce se întâmplă în procuratură. 10 secunde, domnul Făculiță, ai să dai 3 minute când ai să fii în locul meu. Mulțumesc. Eu încurajez toți colegii din Parlament să susțină proiectul de lege cu numărul 181 din 10 august 2021 și cu adevărat să punem umărul la schimbarea instituțiilor de drept din Republica Moldova. Vă mulțumesc!